În debutul ultimului weekend dedicat campaniei electorale pentru alegerile din 5 iunie, candidatul PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, alături de echipa de candidați pentru Consiliul Local, au prezentat giurgiuvenilor de pe Bulevardul CFR, străzile adiacente și zona centrală, proiectele pentru Giurgiu. Astfel, giurgiuvenii au putut afla că liberalii și-au propus o administrație publică bazată pe competență, în sistemul educațional, reînființarea școlilor profesionale și a unui internat pentru elevii din mediul rural, iar în ceea ce privește mediul de afaceri, reindustrializarea orașului în zona fostei platforme chimice 1, construirea unui complex de sere legumicole și dezvoltarea zonei libere Giurgiu. În ceea ce privește contribuțiile la sistemul de sănătate, liberalii giurgiuveni și-au propus proiecte pentru atragerea personalului medical la Giurgiu, înființarea unei ambulanțe sociale și reorganizarea rețelei de asistență medicală pentru elevi. Vă încurajăm și să fiți întotdeauna optimiști, pentru că băiatul meu a avut curaj. Eu am avut o situație materială nu foarte bună și a fost ambițios și a luptat. E medic în Franța, pe neurochirurgie. Și ajutat și de domnul Florice. Foarte mult. Să aibă ambiție. Credeți în această echipă? Nu? Sigur că da. Pe domnul Florice îl cunosc și știu ce fel de om este. Un om cu inițiativă, un om cu suflet, un om pentru oameni. Din programul politic al PNL Giurgiu nu a fost omisă nici gestionarea câinilor fără stăpân. Se va extinde capacitatea de cazare a adăpostului, se vor iniția programe pentru încurajarea adopțiilor și se vor identifica locații noi pentru construirea de țarcuri destinate câinilor cu proprietar. În ceea ce privește valorificarea calității mediului, echipa liberală pentru primăria Giurgiu a cuprins în platforma program reabilitarea zonelor industriale poluate, extinderea și modernizarea sistemului de preluare a apelor pluviale, amenajarea unor bazine pentru piscicultură, construirea unei băi publice, a unei spălătorii de haine și extinderea numărului de beneficiari ai cantinei sociale. Aveți toată încrederea, am găsit și la casă, pe eroilor și... Eu sper să aveți doamna, fosta mea directoare de la Viano, deci nu mai cunoscuți. Să rămână, mulțumim mult! Toate cele bune și succes! Pentru că multe solicitări ale giurgiuvenilor vizează investiții urgente, Nicolae Florian și echipa sa de consilieri PNL și-au propus redeschiderea circulației auto pe strada Gării, cel puțin într-un singur sens de mers, lărgirea carosabilului în intersecțiile mari, extinderea numărului de parcări, locuri de joacă pentru copii în toate cartierele, asfaltarea străzilor din zonele periferice, locuințe sociale, continuarea învelopării blocurilor, reducerea costurilor cu agentul termic, precum și continuarea salubrizării și igienizării subsolurilor. Thank you.